Suntem din nou la Clubul Sportiv Municipal Ornești. Dragi telespectatori, ne-am gândit să... Să-l reîntâlnim pe Dorina Rădăvoaice, un strateg aici la Clubul Sportiv Municipal. Bine, uh, bine. Uh, da, sună chiar foarte bine, așa cum ne l-a recomandat și doamna uh, directoare. Uh, dar l-am regăsit într-adevăr pe această postură pentru că Clubul Sportiv Municipal, așa cum spuneam și alte dată, are campion mondiale, are rezultate deosebită, deși pe plan local sprijinul Consiliului Local este aproape zero, dar iată că omul sfințește locul, cum se spune, și ați reușit totuși să aveți rezultate foarte bune. Ce noutăți avem? Pentru că de aceea am venit la dumneavoastră, A domnule Dorin Rădăvace. Noutățile fac parte din decor. Pot să spun acum cu inima pătavă, pe, pe ca să zic așa, că rezultatele sunt uh, aproape de ce am uh, gândit, aproape de ce ne-am planificat și, în primul rând, mai mult decât atât. Uh, sunt lucruri inedite pe care uh, nu știu dacă cineva și le poate închipui. Atletismul, de găsit, să începem cu cei cu, cu atletismul. Are de voi ar ar ce, ce dă cu atletismul acum, da. Prima problemă este că noi am plecat de la un uh, anumit. Uh, bagaj de, de valori, un număr de sportivi pe care uh, ni l-am fi dorit uh, la început să fie mai mare, n-a fost să fie și am plecat din 2009, uh, din uh, din 2009 uh, cu gândul de a clădi o secție de atletism de, de valoare internațională. Eram atunci pe locul în jurul sutei, uh, timpul a trecut și cum am gândit noi, doamnelor copii, Copiii ăștia trebuie să urce scările valorilor, valorii, până la nivelul Olimpiadei, mai jos, Campionate Mondiale Europene. În primul rând, când prin uh, această, hai să zicem, uh, uh, spațiul purgatoriu, așa, titlul de campion național. Uh, Propele au fiecare uh, cântărești foarte mult în bagajul, să spun așa, uh, internațional, pentru că e una să câștigi 100 de metri la olimpiada a văzut ce a fost. La, la mondiale de la Beijing, iertați-mă, și una să câștigi, să spunem, proba de. Toate au importanța lor, chiar nici nu vine să spună alta care. Uh, hai să spunem, la marș, uh, să fii cel mai rapid om din lume sau să fii cel mai rezistent om din lume la proba de maraton. Am avut bucuria să am campion olimpică la maraton și știu despre ce e vorba. Și acum, revenind, ce am făcut noi? La, proba, la probele de sprint, 100, 200, ștafeta de 400 băieți, am reușit din 14 medalii, din, să spunem, 3, 3, 6, ori, din 18 medalii să luăm 13. Cu doi copii, unul de la Târgu Ogna și unul de la Onești. Al treilea s-a accidentat și ne-a pus, pe, ne -a pus, -a pus problema să renunțăm la ștafet. Am improvizat. Și acum să vă spun ce am câștigat. Locul 1. La seniori, la 100 de metri. Unde aveți și numele să ne dați și numele sportivilor? Da, vă spun imediat. Locul 1 la 100 de metri, Melnicescu Andrei. Locul 2 la 100 de metri, Terpezan Alexandru. Amândoi de la Onești. Locul 1 la 200 de metri, Terpezan Alexandru. Locul 1 la tineret. Aceeași situație. Locul 1, Melnicescu, locul 2, Terpezan. Locul 1 la 200 de metri. Terpezan. Dacă n-ar fi fost în același timp 200 de metri cu sediu de lungime, luam și acolo locul de cu, cu Melicescu. Cine sunt cei doi? Unul este cel care a terminat pe locul întâi uh, liceul târgogna, mândria lor și mai ales uh, a luat uh, cea mai mare medie la bacalaureat și la admiterea la facultate. Celălalt este student uh, de anul trecut la Eugene. Uh, statul Oregon în Statele Unite, unde este patria uh, atletismului american. Acești doi copii i-am luat când erau în clasa 5. -a. Toată lumea vorbește, băi, dublă legitimare, că l-a luat de nu știu unde. Luat, uh, noi uh, suntem un club de elită. Așa cum la haltere avem din Bucovina, din uh, de, de peste tot. Important e să-l să ghicești, ca să spunem în ghilimele, să lucrezi cu el bine, și încet, încet să ajungi la foarte bine, că drumul de la bine, foarte bine, la excelent este foarte greu. Dacă de la bine, la foarte bine mai există șanse, de la foarte bine, la excelent este uh, anevoios. E un drum greu în care participă uh, 200 de state. E o concurență de 200 de state. Ștafeta de 400, fiind nevoiți din cauza lui Macovei, un oneștean care s-a accidentat și ne-a stricat puțin dispoziția, am venit campioană de tineret și vicecampioană națională de seniori. Ce bucurie mai mare poți să ai la un club când ai niște copii, ai niște copii a căror șansă o întrevezi, dar nu știu dacă ei o întrevăd Și uh, insiști, perseverezi și la urmă spui, băi, am dus unde? În lotul național au perspectiva certă de a ajunge la Rio. Uh, sigur, uh, lumea ne ascultă, lumea ne vede și probabil își pun cei întrebări. Cum au ajuns aici? În umbra unor uh, antrenori deosebiți, la fel de perseverenți ca și... Uh, e vorba de Bogdan uh, Constantin de la Târgu mi-a fost uh, antrenor și câte am fost președinte la Sport Club. Uh, la fel este celălalt copil, uh, îi spun copil că pentru mine sunt copii, Grigore Cornel, care deja a recidivat și el cu foarte mulți sportivi la loturile naționale. Acum, sigur, vine întrebarea imediată. Dom'le, cum a urcat? Pentru că știți, dumneavoastră, discutam înainte, 100 de metri nu este o probă în care uh, poți să muncești și să rupi pământul. Cum te-a te lăsat uh, din familie cu zestrea, uh, așa poți să, că nu poți să, să progresezi mai mult de, hai să spunem, prin tehnică, prin tehnică de stat, alergare pe parcurs și uh, finish, Poți să crești tehnica de alergare, po dar cei de la mai că da și câteodată, nu e. E problema, eu spun, mare atenție la selecție. dar tot de la selecția de început este, este decisiv. ori, e decisivă. Acum, exact da. iei uh, un avans, uh, unul îi vine de, din, uh, cum să zic eu, cu zestea asta și tu muncești ca să ajungi la zestea, o viață ca să ajungi la, la startul ăsta. Ceea ce ne bucură pe noi este că uh, am, cist, uh, am un articol pe care l-am publicat în Sport Revolution. Noi suntem uh, mica jamaică a românii, a șprintului românesc. Gândiți-vă că uh, nu e o, o glumă, nu e o... Deci mica jamaica, a șprintului românesc. Lumea te, se întreabă băi, dar cum i-a găsit ăștia, Cum i-a nimerit? Probabil nu e nici o albă... Nu e o chestie de nu noroc, e clar. Nu e de... E vorba de știința selecției și credința și voința și dorința, dar și putința să facem asemenea performanțe. Gândiți-vă că acest copil a făcut două recorduri naționale în decurs de vreo două luni, 10 54, 10 -56, 10 54, un record care n-a mai... Bacău n-a avut așa ceva, tot județul Bacău n-a avut așa ceva, mai mult decât a și celălalt la 200 de metri, el, sunt în luptă cu un al treilea câmpianul Cătălin, care a fost sportivul meu la Sport Club Bacău, al Băcaoan. Acum a fost o luptă acerbă înainte de a pleca la Beijing să promoveze cei patru din ștafeta aceasta pe care vă spun pentru campionatele mondiale. Acolo se califică numai primii 16 timp din lume. Mă rog, s-au gândit prea târziu ca să... Da, probabil că acum stă în obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice dacă se lucrează cum trebuie și așa mai departe. Dar, acum ce am vrut să vă spun? A sezizat printre picături Școala și sportul, sportul și școala. Da, chiar să ne spuneți dacă sportivii au și rezultate bune, vă referiți la școală chiar la învățătură sau la școala de sport, la, la învățământ? Păi gândiți-vă că au luat bacaloreatul cu cea mai mare medie, gândiți-vă că a intrat la facultate cu cea mai mare medie, gândiți-vă că celălalt a promovat la fel cu o medie foarte mare și a, a fost promovat cu bursă la Universitatea Americană iar al din cap. Au mers la campionatele europene de tineri la Tallinn în acest an. Terpezan a venit cu ștafeta pe locul 4 dintr-o greșeală și practic este record național. V-am zis de asta, alte două recorduri din coace și celălalt de care vorbeam, Melincescu, în primii 8 sprintări a României. Pierzând dintr-o greșeală să nu fie mai sus, poate chiar la podiu. Ce s-a întâmplat cu sportul românesc e într-o criză. O recunoaștem cu toți, iar noi uh, nu putem face excepții. Dar încercăm să nu, să nu, ne prindă criza asta, să nu ne, ne pătrundă în oase și în suflet, că pe mai e terminată toată treaba. Uh, o altă fată uh, la campionat uh, a fost uh, uh, urcată în avion uh, spre, pentru Beijing, în ultima instanță, venise de la Talin, vicecampioana Europei la triplu salt, o fată extraordinară și a, a, a luat a, cu notă mare bacaloretul și a intrat și la facultate. A, a fost al patrulea rezultat de bun, ca să spun, la Beijing, că și acolo avem a, niște a, supărări. Această fată a pornit de la junioare 3 la club, și ia că a ajuns la mondiale, care este toată, totuși interesul, că v-am explicat? Dom'le, un copil care lei și dispare la seniori, un copil care îl crești și nu ajunge în lotul național, un copil în care investești și nu ajunge la mondiale jocuri olimpice, înseamnă că ai ales prost uh, elementul sportiv, da, așa, La bun început, da. Materialul. Fie că unul e de vină, sportiv sau antrenor, de ce nu și conducător. La un, la, asta e un cuplu, un tri, o tripletă care nu poate face uh, excepții. Spuneți-mi, totuși, pentru telespectatorii noștri, rezultatele pe care ne le-ați prezentat și sunt evidente, au fost rodul unei munci de echipă, vă înțelegeți foarte bine cu antrenorii, ne-a spus, da, deși e să o chestie și de management cu fără doamna fără, Ingrid Strate împreună prezenți la campionatele naționale, observațiile de rigoare, legătura cu Federația, care de multe ori, în cazul lui Melnicescu, i-a retras bursa, nici, nici el nu știe de ce, a trebuit toată perioada să o susținem noi, și în final să spună că au greșit ei, Federația, că nu s-au Tau că eu am avut o încredere deosebită în Bogdan, în antrenor, pentru că l-am avut elev, mare încredere în copil, educat, și o familia, Uh, ca să nu mai vorbesc, că a ajuns la Diamond League. Deci, în acest an de juniorat, el a ajuns la Diamond League. Da. Diamond League este, dacă vreți, visul la oricare atlet. Și unde? La 100 de metri. Ștafetă. Acum, uh, uh, mai e o întrebare. Să nu ne oprim aici? Pentru că de-abia acum am dat de gustul uh, diamantului, ca să zic așa, și uh, sper că acest copil să ajungă la Olimpiadă. Și amândoi, adică acești copii să ajungă la, la Rio, Panțuroiu a confirmat, o altă atletă deosebită s-a accidentat după ce a ocupat locul 2 la campionatele naționale, cu cea mai bună atletă a momentului, Răzor, a doua zi s-a simțit foarte rău și s-a retras din competiție. Deci, deși a luat medalia de argint și s-a plecat cu șafeta de 4 la, la Beijing, N-a putut fi luată că a fost uh, s-a Deci gândiți-vă această Lavri care a avut cea mai bună performanță la Londra la campionatele la Jocurile Olimpice uh, și cu cei trei care va să mergi cu patru inși la Olimpiada de la Rio cred că spune de la sine uh, ce înseamnă o secție. Gândiți-vă că toate secțiile din țară ca ar, ar ajunge ca aceste meonești Ar da doar 4 inci la lotul olimpic Și nu i-ar da luați de la alții Gândiți-vă că acești copii Au plecat de la junior 3 da. Cei care ne mai aud și mai Deci au plecat când ei erau în clasa 5-a A 6-a Ia spuneți-mi un pic, totuși, mă scuzați că v-am întrerupt, M rolul părinților, care este în toată această ecuație, cum relaționați încă de la început, din momentul în care descoperiți aceste, până la urmă, talente, ca și, în, ca uh, și uh, ca și în muzică, e un talent, e ceva nativ uh... cu care plecați la drum, după aceea cum, cum lucrați și cu părinții, pentru că e foarte important familia să susțină sportivii. Familie, copil, familie, uh club, cei din jurul lui, oricare poate fi factor perturbant sau favorizant. Ambii fac parte din familii deosebite, familii care ne-au dat crez și ne-au încurajat. Aproape că noi am fost a doua familie pentru acest sportiv. În cantonamente am controlat, au fost foarte satisfăcuți de condițiile de la slănic, nu se mai pot desparte de slănic acum spun că dacă cantonamentul din Iardă nu le efectuează la Slănic, nu iese nimic. Bine, acum nu le fac propagandă Bine, e și de Slănic. Acum ieșe pârtea de la Slănic da, Moldova. nu ne trebuie schiuri, ne mai rupem picioare, nu. Avem alte obiective. Acum familia a fost tot timpul informată. Ca să nu mai vorbesc de, de acest copil deosebit de la Târgu Orma, mai cântă și corul bisericii are și alte valențe. Nu, dar este, chiar în, eram la campionatele naționale acum la Pitești și dimineață am ieșit așa într-o plimbare. Și eu fără să vreau, și băi, îmi place bisericuța asta mică din centru, haideți că și eu... Mea, <coughs> 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 am o răceală care nu vrea să... Nu e nimic, o -e. să vă treacă. Dar vreau să vă spun, ce înseamnă? Când toate astea, un copil bun se vede de la început cu uh, un copil uh, ambițios, iar se vede de la început. Gândiți-vă că puține ajung acolo. Eu știu ce ați sezizat dumneavoastră, câtă luptă este, uh, câte o cine dreaptă, câte lucruri care se opun bunului mers. Să... Deci nu Deci la... avea o mică bursă de la lotul național pe care nu i-a dat-o. Noi am ținut cantonamentul la, uh, la uh, Constanța, el stătea la flământ, într-o sală așa ținută, mă rog, am plătit noi cantonamentul și s-a undeva la marginea Mamaiei. Ăștia erau toți la hotelul sport, aveau alte condiții. Ei, Dumnezeu ne-a demonstrat că nu astea sunt uh, elementele... El a fost tăcut, ambițios și acum își cer îi alții scuze. L-a luat acum, de-abia a venit din... Uh, din uh, un cantonament oferit de federație în uh, uh, la Dubrovnik, parcă, sau într-o, mă rog, în uh, Croația. Acum, ce să vă spun, într-o asemenea situație, este rezultatul care, pentru mine, care mă ocup și de atletism, în mod special, faptul că a ajuns, uh, ai câțiva alergători de 10-5, când recordul Moina a stat atâția ani de zile, sper să nu ne oprim aici, sper să, uh, cum v-am spus, sper ca ei să înțeleagă că n-a -a fost ușor până aici. Dar de aici e și mai greu și satisfacțiile vor fi mai mari în continuare. Gândiți-vă că în spate stau cel puțin 10 sportivi care uh, au aceleași ambiții, aceleași gânduri, sunt mai mici de 14, de 13, de 15, ca să nu vă mai spun că avem o grupă născută în 22-26, care uh, noi o să speranța atletismului românesc. Deci asta este datoria unui club. El nu poate să facă selecția în curtea școlii lui. Îl face selecție într-o zonă mult mai largă și caută, că nimeni n-au știut, îi luau ei, alții, dacă era să ia. Îi luau alții care credeau în ei. Eu am stat foarte mult când îmi pun o pe, pe un sportiv care cred că are șanse în, și speranță, îmi dă și mie speranță, îl urmăresc un an, un an jumate, după care îi fac. Da, nu, îl urmăresc când el are 13 ani, 12 ani. Ei vin de la copii. Înțelegeți? Asta este arta de a face performanță, a căuta, a căuta da, și a găsi, că dacă căutăm așa, căutăm în zadar. Acum, cred că anul care vine e un an foarte greu, dumneavoastră știți că s-au derulat 12 campionate mondiale până acum, unde prea multe bucurii n-am avut. O medalie la scrimă de bronz și două medalii de argint la, la, la uh, uh, judo. Ceea ce ne pune într-o poziție delicată pentru uh, Jocurile Olimpice de la, de la Rio, unde, datorită statisticilor, mai dăm și pronosticuri. De regulă, cam jumate din rezultatele de la mondiale se confirmă la uh, uh, Jocurile Olimpice. Acum, vorba lui Petrachi, avem și surprize. Uh, Uitați-vă la rugby, spunea de, dacă au curaj să pună pariu la meciul cu uh, Japonia, cu uh, Africa de Sud. O să ai și o zi bună sau o zi proastă. Cum au jucat, nu era de zi bună. Că la, la, la ce Certitudine. Era o, o, era o muncă, uh, era o luptă acerbă să demonstrez că Cupa Mondială urmează în Japonia să deruleze. Dar ce vreau să spun. Există peste tot o șansă, am zis eu. Ea trebuie valorificată. Acum nu sunt la... Uh, și da. eu la pronosticurile. Este, este foarte important ceea ce ne-a spus, pentru că ne-ați explicat modul în care descoperiți sportivii, modul în care se pregătesc, modul cum relaționați cu ei. Iată, deci pentru viitor cam astea ar fi reperele, ce -ar, mai, ce ar mai fi de spus pe final? În dragi, bun îndraci, dar vreau să vă mai spun că imediat auzind și simțind ce se întâmplă la secția de alături, secția de călătare s-a întors cu șase medalii de la campionatele europene. 3 de aur, un argint și două de bronz. Adică există această emulație în cadrul uh, secției, în cadrul sportivilor din secție, fiecare se bate cu el în primul rând, autodepășire, după aceea se ia boala asta cu performanța înaltă, Din spate vin luptele judo care e prima medalie care e obținută. ceea ce este import, important este să nu numai să semănăm să. Uh, cu să Să ajungem, să ajungem până la cules, pentru că etapele celelalte, privit asta, și că noi eliminăm din joc, ca să ne înțelegeți că n-am vorbit de treaba asta, asta e mai... hai să nu-i spun negativă. Dar periem tot timpul uh, piramida și ies din joc. Cei care uh, vedem foarte uh, de la distanță că nu pot să facă obiectul lotului național sau performanți. Astea sunt problemele care uh, doamna directoare uh, a înțeles și o altă chestie și o să vă fac o surpriză plăcută acum, uh, că nu se poate fără o bază sportivă la uh, un nivel ridicat, uh, condiții de pregătire la, nivel, la un nivel tot așa de ridicat și mai ales uh, monitorizarea la întregul fenomen. E vorba de bază materială, de munca antrenorilor, de atitudinea sportivilor, de școală și așa mai departe. Sunt foarte multe, cum să zic eu, fețe ale acestui, a unui rezultat. Lumea vede, judecă dacă a, făcut, a realizat sau nu a realizat, dar în spate sunt foarte multe aspecte, după cortina, acolo unde se regizează totul. Vreau să cred că m-am oprit puțin la acest fenomen, pentru că el are în spate și altele. A fost ultimul luna august asta ferbinte, cu mondialele de care v-am spus. Urmează campionatele naționale de tineri la, la haltere aici, unde o să avem probabil și pe secretarul Federației, președintele Federației Nicu Vlad. Iar de haltere o să vă spună mai mult, doamna directoare, pentru că astăzi este Într-un moment fericit, a obținut ce și-a dorit, ca să spun așa, pentru club. Nu cred că altă persoană din, din țară, nu vorbesc, a fost atât de bătoiasă, atât de ambițioasă, a fost, m -m -m -m, cum să spun eu, pur și simplu dezlănțuită să facă ce o să vă spună că mergem și noi, ca la. nu știți ce pierdeți. Iată, dragi telespectatori, în continuare, aici, la Clubul Sportiv Municipal, lucruri deosebite lucruri, care, proiecte, de fapt, care se realizează în timp, cu multă, cu multă răbdare și poate chiar, eu știu, din câte am înțeles, sunt șanse cu, cu, sala de haltere să avem... Să și realizat, da? Dacă, adică sunt șanse să veniți la tăierea firului în decembrie. Deci are... Gândiți-vă că... Îmi pare rău că nu o vedem acum, că e în spate. Are deja termen de realizare. A, deci mai de deja e ca și o certitudine. E certitudine. A, nu mai este o certitudine în condițiile în care trebuie să dăm din coate, a, pentru că s-a amânat atât de timp, atât de mult timp a, continuarea construcției, a, au fost atâtea probleme de acum a, a trebuit să le luăm de la capăt. Cu proiect, cu toate, mă, mă rog, a, amânarea și birocratismul ăsta care dăinuie, acum a dat și termen. Repede ca să, repede și prosă, dar noi trebuie să facem repede și bine. și bine. Da. Și mai mult decât atât, o să vă mai aib, aduc o surpriză care reprezintă, dacă vreți, cea mai, cel mai mare succes a uh, acestui oraș onești. Uh, această directoare care a reușit, în pofida tuturor, să facă un lucru și mai mare. Când o să-l aflați, o să vă speriați. Deci, numai așa cât este ea de micuță ambiția ei, dorința ei, voința ei va, va face ca pe mulți oneșteni uh, să înțeleagă de ce oneștiul e acolo, de ce uh, rezultatele astea uh, uh, au explicație în tot ce s-a întâmplat. O să vă spun las surprizele să, să curgă. Da, abia așteptăm să ne revedem și cu doamna directoare Ingrid Strate. Iată un uh, maraton uh, al veștilor uh, frumoase, al veștilor bune aici la Clubul Sportiv Municipal. Cu dumneavoastră, domnul Dorin, arăt de ce o să ne mai vedem, pentru că ne interesează foarte mult modul cum gândiți, cum acționați. Spuneam noi chiar de la început, modul cum vă face strategia și să fim sănătoși și să aflăm lucruri foarte bune și la următoarele interviuri. Cuvântul ăsta, strategie, vine din domeniul militar. Deci îți planifici o, o, un atac, o luptă, o, o retragere. O, deci are de toate strategia. Da, da, da. Vreau, să cred, vreau să cred că uh, strategia nu înseamnă numai pe hârtie puse lucrurile, ci ele transformate în viață, uh, corectate. Pentru că de multe ori spui uh, un plan, ca și într-un atenor de, de uh, la jocuri sportive. Uh, situația se schimbă rapid. La, la atletism, de exemplu, la uh, probele astea de uh, anduranță, uh, 800, 1500 și așa, degeaba uh, îi spui, ea acolo pe, 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 pe teren uh, și realizează. Dar eu vreau să cred că o să aveți multe de, de, uh, de spus de bine. Da. Dacă sunt uh, și de rău, le spune și da. pare, pentru că ne corectăm noi. Uh, mulțumim foarte mult. Acesta a fost interviul pentru astăzi cu Dorina Rădăvoaice. un pic răcit, un pic da, răgușit, un pic răcit, la... dar sperăm la... că o să vă reveniți, faceți și dumneavoastră două trei ture de teren și uh, împreună cu reporterul și cu cameramanul. Da, mai o să vă povestească. Da, că da, da, păi ne gândim să venim și la noi la televiziunea exclusivă. E o chestie extraordinară, Venim numai cu noutăți. O să aveți treabă cu noi. Vă mulțumim și vă dorim toate cele bune. Mulțumim. Și asta vă doriți și dumneavoastră.